Hai să vedem aici, Frank Ribery, foarte bine. Frank Ribery se oprește bine. Și acum șutul lui Thiago, deviat, este 1-0, foarte, foarte rapid. Hai salut fraților, eu sunt Runner și astăzi voi juca FIFA 17 carieră cu Bayern München. Hai să vedem, avem 9 meciuri și 23 de puncte, aparent ne merge foarte ok. Îl avem pe Leva cu 6 reușite, nu foarte multe, dar nici foarte puține. Și urmează un meci cu Hoffenheim, parcă o ducea bine. Da, Hoffenheim este pe locul 6, înseamnă că vom juca meciul ăsta. Pregătim acum echipa, îl punem pe Sturridge în atac, aici o să-l pun pe Royce. Aici îl punem pe Coman, Kimmich lăsăm, Sanchez lăsăm. Kimmich foarte bine a crescut, deja are 82, Sanchez a făcut și el 80. L-am adus și pe Williams, l-am adus și pe Walker, care văd că a făcut 82. L-am adus și pe Otamendi în apărare, după cum vedeți, dar o să-l schimbăm acum cu Martinez. Îl avem și pe Bernat, dar lăsăm Alaba. Și l-am adus și pe Lafont. Deci, Sturridge, Royce, Otamendi, Williams pe dreapta și la fond portar. L-am mai adus și pe unde e mai Walker acolo. Și da, astea au fost transferurile ce le-am realizat în această carieră de Bayern München, cu Bayern München, pardon. Folosim formația 4-4-1-1. Mi se pare că funcționează, mai ales că cam așa joacă Bayernul și în realitate, cu un atacant și un mijlocaș mai ofensiv. Bun. Hai să mergem la meciul cu Hoffenheim să vedem dacă reușim să-l câștigăm. Jucăm pe legendarii 5 minute și se pare că va ploua. Băi, până acum să știți că a mers ok cu Bayernul. Chiar o echipă drăguță și e prima dată care fac o carieră de FIFA cu Bayern. Deci e o premieră, să zic așa, și pentru mine, pentru că n-am mai făcut o carieră de genul. Haideți să vedem cum ne vom descurca, jucăm cu Hoffenheim și jucăm acasă. Tocmai ce am terminat de filmat și ceva râpes, băi frate, of, m-a dezamăgit total. Nu știu, mă demoralizez prea mult când joc PES. Nu știu, nu reușesc deloc să joc și mai mult mă demoralizez, mă enervez. Mă, pana mea. Oh, Coman! Cu noroc și aproape să ajungă la Sturridge. Hai Alaba, nu dormi și tu. Hai acolo la Sanchez. Sanchez, șut în blocaj. Întoarce mingea. Aoleu, cam slab aici. Williams însă recuperează. Royce, scoop and turn. Tot Royce. Da. Bun aici Royce, dar până la urmă a fost deposedat, din păcate. Aruncăm acum către Sanchez, dau înapoi la Walker. Acum Sanchez, hai în centru. Aoleu, păcat mă că ai dat pasa aia așa de slabă. Bun aici. Hai să vedem ce bună este pasa Marco Royce. Marco Royce, din nou Baumann. Două intervenții senzaționale. Ce frumos l-am văzut acolo pe Marco Royce. Din păcate, Baumann face niște intervenții foarte, foarte bune. Coman, frumos. Încă o centrare. Baumann respinge. Va fi corner din nou. Bun aici, bună această fază. Hai să vedem Coman. Coman! Băi, frate, băi. A fost aici către Boateng. Din păcate, nici acum n-am reușit să dăm cu capul. Acum foarte bine Coman. Coman, hai către Royce, hai către Sturridge. Royce acum, de fapt, și este 1-0. Marco Royce deschide scorul. Senzația acestei perioade de transferuri, Marco Royce de la Borussia Dortmund, foarte bun până acum. Chiar a marcat destule goluri Marco Royce de când a venit la noi, a făcut și câteva duble. Oricum s-a descurcat foarte bine Marco Royce, marchează și acum, deschide scorul foarte bine aici cu Hoffenheim. Și mulțumită lui, suntem în avantaj, avem 1-0. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. De ce? De ce îmi faci de asta? De ce îmi faci asta, jocule, măi, jocule? Hai, mă, frate. De ce e atât de aiurea mereu? De ce nu poate să fie normal? Îl luăm gol și ăla nedrept, după părerea mea. Hai să vedem aici Williams, Inaki Williams.
Inaki Williams, bară! Oh my god, ce șut a prins. Ce șut a prins. Să vedem aici. Hai. Coman, Coman, dar nu pe centru, Coman. Cred că deja v-ați obișnuit și voi. Hai să vedem totuși această fază. Sturridge, ce frumos! Kimmich către Sturridge și Sturridge. De față 2-1, doamne, în sfârșit. Fază frumoasă aici, m-am oprit bine cu Joshua Kimmich și am pasat foarte bine lui Sturridge. Hai să revedem, ce frumos și Sturridge. Foarte frumos, s-a pus un pic latul și a reușit să marcheze. Trecem din nou în avantaj. Mulțumesc, mulțumesc Sturridge pentru această fază. Alaba, David Alaba, din nou cu sprintul. Hai să vedem. Royce. Ai, mă, nu cred. Se dă penalti totuși. Se dă penalti la Royce. A fost ținut, a fost împins. Nu știu ce s-a întâmplat mai exact, dar e cert că arbitrul a văzut ceva în neregulă. Nu știu exact, cred că a hotărât că a fost împins. Nu știu exact, dar avem penalti. Hai să vedem cum batem. Foarte bine, Royce, nicio șansă nu avea portarul la această minge. Royce face dubla și execută un penalti perfect, 3-1 în momentul de față. Așa mai merge. Mai răsare soarele și pe strada noastră, fraților. Ne mai înveselim și noi puțin după multă dezamăgire. Hai, Comane, hai, Comane. Hai la Sturridge acolo. Sturridge! Oh my god, ce ratare incredibilă pentru Daniel Sturridge. Oh, penalti din nou, penalti din nou, tati. La faza asta a fost, a luat picioarele lui Coman. Avea toată fața, avea fața la minge. Ia să revedem. Deci era pe minge și pur și simplu e drept atins minge, dar i-a luat și picioarele lui Coman și... După părerea mea, decizie corectă a arbitrului. Hai să vedem Marco Reus din nou. Din nou Marco Reus. 3 goluri a marcat astăzi. Hat-trick-ul făcut de Marco Reus, un jucător senzațional. Pur și simplu senzație acest jucător. Foarte bine, Reus. Frumos. Frumos, frumos, frumos. Mă bucur pentru el. Ce bine era dacă stătea cineva după mijlocul terenului la faza asta. Nu mai avea pe nimeni Hoffenheim, dar în fine, este victorie importantă cu 4-1, 3 goluri Marco Reus și un gol Daniel Sturridge. E bine așa, frate, e bine așa, nu ne plângem. Oricum, per total, meciul a fost unul foarte bun, unul foarte, foarte ok. Hai să vedem ce urmează, ce urmează, ce urmează, ce urmează. Suntem la 5 puncte de Borussia, care... s-a împiedicat, se pare, meciul anterior. Hai să vedem dacă Sanchez face 81. Nu, nici Coman nu vrea să facă 83. Sanchez oricum a crescut un pic la fond, foarte aproape de 79. Și Inaki Williams foarte aproape de 81. Deci am cam avea 3-4 jucători care ar trebui să facă apul. Hai să oprim să mai dăm o simulare de antrenamente. Ia să vedem, ia să vedem. Avem 4 care pot face. La fond face, Coman face, Inaki Williams nu vrea, s-a oprit iară foarte aproape. Dar la fond un portar de 17 ani care crește foarte, foarte bine. Oh, și urmează un derby, urmează un derby cu Borussia Dortmund. Robin vrea să joace, deja ne-a trimis mesaj, șefule, vreau să joc. E un meci important, nu vreau să stau pe bancă și o să-l băgăm, o să-l băgăm, nu-i bai. Băgăm Vidal cu Thiago, băgăm și Ribery, lăsăm Marco Reus acolo, băgăm Lam, băgăm Hummels și Otamendi, lăsăm în continuare Alaba și lăsăm Neuer. Haideți să vedem, fraților, ce facem cu Borussia Dortmund. Jucăm în deplasare, jucăm pe stadionul Borussiei Dortmund. Alegem kiturile alternative și jucăm ca de obicei pe legendarii 5 minute. Ăla e Dembele, parcă. Cred că e Dembele ăla din imagine. Hai să vedem, hai să vedem ce facem. Dau skip la antrenament și da, coreografie frumoasă, coreografie foarte, foarte frumoasă făcută de fanii Borussiei Dortmund, de suporterii mai bine zis. Sună mai frumos decât fani. Sună mai frumos cuvântul suporter, mi se pare mai frumos și mai bine, adică
suporteri, susținători. Așa îmi place și mie să le spun abonaților mei. Eu nu am nevoie de fani, eu am nevoie de persoane care să mă susțină în ceea ce fac și să mă susțină cu like-uri, cu share-uri și tot ce trebuie. Hai să vedem aici Frank Ribery, foarte bine. Frank Ribery se oprește bine. Și acum șutul lui Thiago, deviat, este 1-0, foarte, foarte rapid. Minutul 4, gol norocos cei drept. Este un gol norocos ăsta, nu am ce spune. Este un gol norocos. Deviat aici de Pisce, cred. Cred că de Pisce, nu știu cine era, dar a deviat mingea și l-a derutat pe Burki, care nu a reușit să intervină asupra balonului și mingea a intrat din stâlpul porții în poartă. A stat foarte bine după Robben. Aici greșeală. Păcat că Royce s-a dus înapoi. Acum Lewandowski, însă este 2-0. Robert Lewandowski face 2-0. Doamne, deschideți, nu știu ce am în seara asta, mă cam bâlbâi. Dar ați înțeles ideea. Robert Lewandowski a făcut 2-0 după ce a primit pasa de la Arturo Vidal. L-a executat la colțul lung pe Burki și nu i-a lăsat nicio șansă, a dat o minge frumoasă cu latul în plasa laterală. Este 2-0 așadar, foarte bine aici. Am profitat oricum. Borussia, o echipă care se aruncă în atac, nu este o echipă care se apără și asta îmi face plăcere, joacă cum îmi place mie să joc. Băi, ori totul, ori nimic. Da, se termină prima repriză, fraților. Este 2-0 pentru noi. Gol Lewandowski și Thiago. Într-adevăr, Borussia, uite și tu ce posesie. 61%. Curios, chiar așa de mare. Intră și Mario Götze. Da, hai să vedem dacă se schimbă ceva în jocul Borussiei Dortmund după această schimbare. Dembele către Aubameyang. Oh, Hummels! Ce greșeală era să facă! Erai cât pe aici să-ți bagi mingea în proprie poartă, Hummels. Of, Doamne! Greșeală aici și pentru cei de la Borussia. Foarte bine, Royce! Haide! Nu, nu așa, mă! Bine aici, către Ribery, foarte rapid. Însă, preluarea l-a cam trădat. Bine! Thiago! Șut pe lângă stâlpul porții lui Burki. Dacă făcea dublă aici Thiago, era super, super. Da. Oh, nu cred! Nu cred! Nu cred ce greșeală face Burki și Marco Reus cu poarta goală și cu mingea în față. Nu avea cum să rateze. Era imposibil. Greșeală imensă aici a portarului. Face preluare în careu. Doamne, ce greșeli! Ce greșeli astăzi. Portarul face preluare în careu în loc să arunce mingea de acolo. Ok, a vrut să ne facă cadou un gol. Oricum 2-0, 3-0, mult nu schimbă, dar oricum gol aiurea. Gol aiurea pentru noi. Era mai bine să fie. Da, se termină așa, 3-0. Au marcat Thiago Lewandowski și Marco Reus pe final de meci. Foarte bine aici, câștigăm categoric derbiul Germaniei cu Borussia Dortmund. Da, ce să-i faci? S-a accidentat acolo Robben, dar asta este. Asta este, nu-i bai. Avem jucători de rezervă, l-avem acolo pe Williams. Dacă vrea și el să crească un picuț, hai să vedem dacă face 81. Poate până la urmă se decide să facă și el 81. Băi, totuși, nu vrea, mă. Uite și tu, acolo s-a oprit. Acolo s-a oprit. Și nici Sanchez n-a mai crescut. Da, asta e treaba. Hai să vedem, poate mai dăm o dată? Nu. Urmează meci cu Leverkusen, care este pe 2 în momentul de față. Dortmund se împiedică din nou. 22 de puncte, 12 meciuri. Păcat, păcat, păcat. Peru ne face ofertă. Ce e, mă? A, uite, mă, frate, ce am uitat să fac. Deci da, Lola nu prea interesează ăsta, ok, qualify, ok, ok. Trebuie să mergem să facem Academia de Junior, unde mai la office. Hai să angajăm scouter, 3.250.000, ăsta, nu ducem lipsă de bani, 3.250.000 și
Hai să vedem ceva de 5-5-5, nu. 5 și 3. Ok, hai să-i punem, să-i trimitem la căutat de jucători. Îi trimitem în... în... pam, 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 pam. Hai să trimitem în Polonia, frate. N-am trimis niciodată în Polonia. Hai să vedem, poate, poate iese ceva și în Polonia. Ok, primul a plecat în Polonia. Următorul, unde l-am mai trimis? În Argentina am trimis, Brazilia am trimis, Columbia, Ecuador, Chile, Uruguay. Hai să vedem în Uruguay. Ok. Și trimitem și ultimul scouter, îl trimitem în... în... pam, pam, pam. Olanda am trimis odată, parcă... parcă am trimis... în Belgia, mă. Hai să-l trimitem în Belgia. 9 luni în Belgia. Bun, i-am trimis pe toți 3. Și așteptăm de acum să vină cu ceva rapoarte peste vreo lună. Peste vreo lună de acum, normal. Și da, cam atât, fraților, și pentru acest episod de FIFA 17, carieră cu Bayern München. Sper că v-a plăcut. Două victorii frumoase, două meciuri frumoase care s-au jucat și, băi, mie mi s-au părut interesante. Sper că v-au plăcut și vouă. Uitați, Marco Reus s-a ajuns la 8 reușite, a trecut peste Lewandowski și este pe locul 2 în momentul de față. Bun, ca de obicei vă cer să apăsați butonul de like, să dați un share și să vă abonați la canal dacă nu sunteți abonați. Eu am fost Runner și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Ne vedem! Ciao!